Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava anunță că a fost publicat în monitorul oficial, partea 1, ordinul președintelui ANAF privind aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212, declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Termenul depunerii declarației este 27 mai. Prin intermediul declarației unice, având termen de depunere până pe 27 mai 2024, persoanele fizice sunt obligate să declare impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2023, precum și impozitul estimat și contribuțiile sociale aferente anului 2024. Declarația unică se depune electronic prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, accesând secțiunea depunere declarație declarație unică și alte formulare SPV PF, disponibilă pe prima pagina site-ului ANAF, precum și în format electric direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.